Vă salut cu pacea Domnului și vă invit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Contra curentului, vom fi luați de val dacă nu ne vom sprijini temeinic pe stânca Iisus Hristos. Prima venire acasă a lui Iisus. Textul de memorat îl găsim în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Iisus a avut doar o singură ocazie de a trăi o viață sfântă. Pentru a avea succes în misiunea lui, nu putea să facă nici măcar o greșeală. Satana știa asta. El și-a dat seama că era condamnat să moară dacă nu-l putea face pe Iisus să acționeze împotriva cuvântului lui Dumnezeu cel puțin odată. Din acest motiv, l-a atacat în mod special pe Iisus. Satana l-a atacat mai puternic pe Hristos decât o să ne atace pe noi vreodată. Niciodată nu veți fi ispitiți într-un mod mai decisiv și mai crud decât a fost Mântuitorul nostru. Satana a fost în fiecare moment o piedică în drumul lui. Cum a reușit tânărul Iisus să învingă aceste ispite constante? El și-a dezvăluit secretul ucenicilor lui. Luca 22:40. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Oricând era posibil, Iisus găsea locuri nelocuite unde se putea ruga fără să fie întrerupt sau distras. În Luca, capitolul 5 cu versetul 16, găsim scris, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Iisus nu le-a spus ucenicilor săi doar să se roage, ci i-a și avertizat să vegheze și să se roage. Cum a învățat Iisus să se roage? Studiind Biblia, așa cum trebuie să facem și noi. El a observat ce a făcut Neemia când a fost înconjurat de dușmani. Neemia 4:9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. În timp ce se ruga, Iisus a primit puterea de a trăi o viață sfântă, iar rugăciunea l-a întărit să vegheze continuu, să fie mereu în alertă față de tentațiile vrășmașului. Dacă îi imităm exemplul prin rugăciuni sincere și insistente, înălțate lui Dumnezeu, astfel încât să avem putere în numele Lui, Cel care niciodată nu a cedat în fața ispitelor Satanei și a rezistat mașinațiilor vicleanului inamic, nu vom fi învinși. Fără să ne rugăm astfel, vom fi întotdeauna învinși de rău. Lipsa acestor rugăciuni i-a ținut în robie pe israeliți pentru păcatele lor. Daniel 9:13. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi ne-am rugat pe Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și ne-am luat aminte la adevărul tău. Așadar, cum putem învinge păcatul? Tinerilor, pentru a sta cât mai departe de căile păcatului, rugăciunea este singura voastră salvare. Prezentați toate secretele inimii ochiului infinit ca să le cerceteze și rugați-L pe Dumnezeu să vă curețe și să vă facă puternici, să vă înarmeze în întregime pentru marile lupte ale vieții. Credința crește prin intermediul luptelor ce aduc după ele îndoieli. Virtutea se întărește rezistând ispitelor. Putem fi victorioși astăzi prin puterea Domnului Iisus, chiar dacă săptămâna trecută am eșuat mizerabil. Dedicați-vă lui Dumnezeu, predați-vă acum inima, corpul și sufletul lui pentru a face voia sa. Renunțați la tot egoismul, la neascultarea față de părinți, la toate greșelile și păcatele ce ne afectează. Rugați-vă lui dimineața, la prânz și seara să vă dea duh blând și smerit, un temperament delicat, o dispoziție afectuoasă. Trăiți cum nu ați mai trăit niciodată înainte. Petreceți în fiecare zi o parte din timp rugându-vă lui pentru tărie, ca să puteți rezista răului și să-l învingeți în fiecare zi, până când vă va veni ușor să vă rugați și să credeți.
Datorită tăriei pe care Iisus a căpătat-o prin rugăciune, el a ascultat în întregime de Biblie, chiar și când era tânăr, deoarece cuvântul lui Dumnezeu îi învață pe oameni să fie veseli, iubitori, gata să ajute, să nu se plângă și să fie smeriți. Putem să fim siguri că Iisus a fost întotdeauna vesel, iubitor, gata să ajute, neclintit și smerit. Când era tânăr, Iisus și-a dat seama că majoritatea oamenilor nu ascultau de cuvântul lui Dumnezeu. Adesea ceilalți nu erau plini de bucurie, iubitori și gata să ajute. Adesea ceilalți se plângeau, acționau din mândrie și îi calomniau pe alții. Chiar și în copilăria lui, Iisus a văzut că oamenii nu trăiesc așa cum arată Scriptura, că trebuie să trăiască. În timp ce ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu ne aduce pacea interioară, aceasta poate fi însoțită de conflicte din afară. În timp ce ne salvează din anumite situații neplăcute, creează alte probleme. De exemplu, curăția lui Iosif l-a băgat în închisoare. Cei trei prieteni al lui Daniel au înfruntat cuptorul încins. În Evrei 11 sunt enumărați astfel de eroi. Iisus i-a depășit pe toți ceilalți eroi ai credinței. El a studiat Scriptura și a urmat căile și obiceiurile simple pe care ne poruncește cuvântul lui Dumnezeu să le urmăm. Iar atunci când oamenii l-au învinuit pentru că era atât de simplu și smerit, el i-a îndreptat spre cuvântul lui Dumnezeu. Iisus știa că dacă asculta de cuvântul lui Dumnezeu, urma să nu aibă parte de odihnă și pace în cercul de acasă. Evreii îi urau pe soldații romani și pe vameși și refuzau să aibă ceva de a face cu samaritenii. Dar Iisus urma scripturile și era prietenos cu toți. Rabinii credeau că este vital să te supui regulilor lor. Ei pretindeau că unele lucruri, precum spălarea ceremonială a mâinilor, erau foarte importante. Tânărul Iisus ignora pur și simplu toate aceste reguli. Atunci când liderii evrei au încercat să-l convingă să le urmeze tradițiile omenești, Iisus îi întreba unde se găsesc aceste reguli în Scripturi. Rabinii știau că Scriptura nu îi autoriza să-l forțeze pe Iisus să asculte de tradițiile lor, așa că au încercat să-l convingă că tradiția pe care o numea Tora orală era chiar mai importantă decât Scriptura. Însă când el arăta că poruncile lui Dumnezeu merită mai mult respect decât părerile oamenilor, ei se înfuriau. Se înfuriau pe el pentru că nu și-ar fi încălcat conștiința ascultând de ordinele lor. Eșuând să-l convingă că ar trebui să privească tradițiile umane ca fiind sacre, ei, adică rabinii, au venit la Iosif și la Maria și s-au plâns că Iisus urma un traseu greșit în privința obiceiurilor și tradițiilor. Iisus știa ce înseamnă să ai familia împărțită împotriva lui din cauza credinței lui religioase. El iubea pacea, el tângea după dragostea și încrederea membrilor familiei lui, dar știa ce înseamnă ca ei să-și schimbe atitudinea în privința lui. Frații vitregi ai lui Iisus l-au acuzat că are o atitudine mai sfântă decât alții. Ei l-au acuzat că este mândru și că se pune pe sine deasupra învățătorilor religioși, dar Iisus a continuat să asculte de Scripturi, punându-se sub autoritatea ei și chiar dacă era acuzat pe nedrept, el a rămas voios, iubitor, gata să ajute, neclintit și smerit. An mai târziu, ucenicii lui Iisus au arătat că au învățat bine această lecție de la el. Atunci când ei au trebuit să se hotărească dacă urmează instrucțiunile lui Dumnezeu sau cerințele oamenilor, au spus Faptele Apostolilor 5:29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Iisus a crescut în principal în Nazaret și a trăit acolo până la 30 de ani. El făcea parte din familia mare a lui Iosif, cu cel puțin 7 copii, incluzându-l și pe Iisus erau 5 băieți și cel puțin 2 fete. Chiar și după ce Iisus s-a dedicat în întregime slujirii ca misionar medical, oamenii din orașul lui natal toți se gândeau la el ca la un tâmplar. Frații lui toți se gândeau la el ca la micul lor frate. În Marcu, capitolul 6, cu versetul 3, găsim scris: Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda, al lui Simeon? Și nu sunt surorile lui aici, între noi?
Oamenii din Nazaret au făcut aceste comentarii când i-a vizitat pentru prima dată după ce și-a început misiunea de predicare. Învățăturile și miracolele lui erau binecunoscute. Iosif murise, dar mama lui, frații și surorile lui Isus au fost încântate să-l vadă din nou. Întregul oraș era curios în privința lui și toți oamenii s-au adunat la sinagogă să-l vadă. Ei nu erau ignoranți vis-a-vis de destinul lui. Venind din toate printre ei, interesul și așteptările lor erau extrem de ridicate. Aici erau fețele familiare ale celor pe care îi cunoștea din copilărie. Aici erau mama, frații și surorile lui și toți ochii erau îndreptați spre el când a intrat în sinagogă în ziua de sabat și și-a ocupat locul printre cei care veniseră să se închine. Iisus a fost rugat să citească din Scriptură în ziua aceea. După ce a primit sulul cărții profetului Isaia, el l-a derulat și a citit profeția scrisă despre el însuși, Luca 4:18. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Rulând la loc sulul, l-a dat înapoi îngrijitorului și s-a așezat ca să predice. Luca 4:20. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. În timp ce Iisus a început să explice pasajul, oamenii erau uimiți. Luca 4:22. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Mulțimea l-a ascultat cu atenție până când Hristos a aplicat pasajul ascultătorilor săi. Luca 4:21. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Ascultătorii nu voiau ca Iisus să folosească Scriptura ca o oglindă pentru a le arăta greșelile lor. Ei nu voiau să creadă că ei erau orbi, oprimați și robi. Ei erau obișnuiți ca în sabat să asculte predici care să-i flateze și să condamne păcatele altora. Ei preferau să părăsească sinagoga în fiecare sabat plin de mândrie și de satisfacție de sine, iar în ziua aceea, furia lor a crescut cu rapiditate, transformându-se în planul de a-l ucide imediat pe Iisus. Ne simțim și noi ofensați când Iisus ne vorbește limpede din Biblie și aplică adevărul pe noi? Ne mâniem când cuvântul lui Dumnezeu ne expune păcatele? Haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea un duh smerit și să ne ajute să primim adevărurile de care avem atâta nevoie. Putem învinge, da, complet și în întregime. Iisus a murit ca să ne ofere o cale de scăpare, astfel încât să înfrângem fiecare toană rea, fiecare păcat și fiecare ispită, pentru ca în cele din urmă să luăm loc lângă El. Prin veghere și rugăciune, punctele lor cele mai slabe pot să fie păzite și pot să devină punctele lor cele mai puternice și vor putea să facă față ispitelor fără să mai fie învinși. Părinte Ceresc, te rog pentru acești tineri să se hotărască în a-ți sluji și a-ți dedicație tot restul vieții. Fiți slăvit și lăudat! Iar voi, tineri, fiți binecuvântați în Domnul. Amin.